În concepția mea, Comitetul Olimpic și Sportiv Român trebuie să fie, pe lângă organizația care coordonează participarea României la Jocurile Olimpice, și instituția fundamentală care, în colaborare cu celelalte instituții implicate ale statului, să contribuie activ la dezvoltarea sportului de masă, ca promotor al asigurării atât a bazei de selecție a viitorilor sportivi de performanță, cât și a unei sănătăți fizice, psihice și morale a viitoarelor generații de cetățeni ai României.